A luat mită și a ajuns după gratin. Un profesor de la o școală auto din Cahul a fost condamnat la 2 ani de închisoare, după ce a primit 300 de euro de la un elev. În schimbul banilor, instructorul i-ar fi promis acestuia că va influența persoanele responsabile din cadrul secției înregistrarea transportului și calificarea conducătorilor auto din Ciadărlunga pentru a susține cu brio examenul auto. Profesorul a fost reținut în flagrant pe 9 octombrie 2014 de către procurorii Anticorupție și ofițerii Cenea imediat după ce a primit banii. Sentința nu este însă una definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău. Instructorul auto nu este la prima abatere. Anul trecut el s-a ales cu o amendă de 42 de mii de lei pentru acțiuni similare.